Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și din titlu, am să fac un unboxing de la editura Nemira. Am aici colețelul, colețoiul și sunt foarte, foarte încântată pentru că n-am mai dat o comandă de cărți de foarte mult timp. Nu știu să vă zic exact de când, dar cred că am vreo minim 6 luni, dacă nu mai bine. Și sunt foarte, foarte încântată de cărțile care se află aici. Sunt de la editura Nemira, cum spuneam, deci era imposibil să nu fiu extrem de entuziasmată. Înainte de a începe, vreau să vă las aici pe ecran conturile mele de Bookstagram și BookTok și să vă invit să mergeți și acolo. Haideți să începem fără prea multă vorbă, pentru că sunt 6 cărți aici și abia aștept să vi le prezint. Am să încep cu Nămeții de C.J. Tudor, o autoare care mie îmi place mult de tot și am mai citit de la, cred că, 2 cărți, dacă nu mă înșel. Și arată super coperta asta, pare exact genul de thriller perfect pentru mine. Și cred că o să-mi placă la nebunie cartea asta. Are în jur de 400 de pagini și aici avem și despre autoare. Tipic Nemira, avem așa model la aripioare. Și am să vă citesc și sinopsisul. 3 oameni obișnuiți se zbat pentru a supraviețui într-o palpitantă poveste apocaliptică semnată de autoarea romanului Omul de Cretă. După o evacuare precipitată dintr-un internat restrâns, Hannah se trezește printre fiare contorsionate și sticlă spartă. Meg, o fostă detectivă, e blocată într-o telecabină și nu-și mai amintește cum a ajuns acolo, iar Carter și alți câțiva oameni încearcă să supraviețuiască într-o veche cabană de schi. O furtună de zăpadă, un virus mortal și niciun mijloc de a cere ajutor întregesc o capcană care nu lasă nicio cale de scăpare. Pericolele cu care se confruntă Hannah, Meg și Carter sunt ca piesele unui puzzle, dincolo de care pândește o amenințare și mai mare, una care poate înghiți întreaga omenire. Și avem și 2 păreri, un tur de forță, o capodoperă a genului. C.J. Tudor ar putea fi regina literaturii polițiste britanice, dar cu această carte ea revendică și tronul literaturii horror. Mi-a aștept să ajung la cărticica asta. Mai departe am o carte de Stephen King. Sper că este cea de-a... Da, este a 3-a parte, o să vă arăt așa, cred, dar o să citim după aceea. Am aici volumul 3 din trilogia Bill Hodges, care arată ceva de genul ăsta și eu mi-am luat prima carte imediat ce a apărut. Avem și un semn de carte? Imediat ce a apărut, dar nu m-am apucat să mai iau și celelalte 2 volume din trilogie și am zis că acum trebuie neapărat. Are în jur de 450 de pagini și bănuiesc că toată lumea știe autorul, dar o să revin la ea imediat după ce dau și de carte a 2-a ca să putem să și... citim și o să o scot eu de aici imediat. Cam așa se prezintă cea de-a 2-a carte. Se numește Ce am găsit al meu să fie și îmi place mult de tot coperta. Îmi place cum toată trilogia este de fapt foarte estetică așa făcută și se potrivește foarte bine. Are și ea tot în jur de 450 de pagini și o să vedem imediat cum sună sinopsisul. Atenție, sunt posibile spoilere, nici eu n-am citit prima carte, dar eu o să-mi asum riscul să-l citesc pe spate. Again, spoilere. Probabil, nu știu, spoiler alert. John Rothstein, scriitorul care l-a inventat pe Jimmy Gold și care este preferatul lui Maurice Bellamy, e ucis de fanul său înfocat. Sfârșitul lui înseamnă începutul goanei după opera sa nepublicată, care cuprinde cel puțin încă un roman cu Jimmy Gold. Însă Maurice ascunde tot și peste 35 de ani, când iese din închisoare, află că între timp comoara furată a fost descoperită de altcineva. Dar în calea răzbunării mult visate stau fostul detectiv Bill Hall și asociații lui de încredere. În Ce am găsit al meu să fie, obsesia unui cititor pentru un scriitor devine periculoasă. Cartea lui Stephen King este și un roman de suspans, dar și o ficțiune despre cum poate pune stăpânire literatura pe o viață de om. Avem o carte plină de tensiune, un suspans contra cronometru, The New York Times, și o realizare impresionantă ușor de citit a unui scriitor care poate scrie în orice gen dorește, The Washington Post. Sună foarte, foarte bine și sunt tare curioasă de trilogia asta. Vreau să o citesc vara asta, sper să-mi și iasă. Și ne întoarcem la cartea de-a treia, cea de-a treia, pentru a citi sinopsisul. Ia să vedem. Brady Hartsfield e în stare vegetativă de mulți ani. Să-și revină complet pare improbabil. Dar, dincolo de starea lui, autorul atentatului cu Mercedes, în care au murit o persoană, este de fapt foarte prezent. Mai mult, a perseverat și și-a dezvoltat puteri noi, ucigătoare, care pot face dezastru fără ca el să părăsească patul din spital. Acum e gata de un alt atac și hotărât să se răzbune pe oricine stă în drum. Printre alții, în drum stă și Bill Hodges, polițistul pe care îl știți din Mr. Mercedes și ce-am găsit al meu să fie.
O carte clasică de Stephen King, personaje sinistre, dar realiste, care ți se bagă pe sub piele și rămân acolo, o poveste palpitantă cu răsturnări de situație la o viteză amenințătoare, proză încântătoare, toate dovedesc încă o dată că unul dintre cei mai talentați povestitori din America este și unul dintre cei mai buni scriitori. Associated Press. Un thriller atât de întunecat, dar care nu lasă deoparte iubirea, pierderea și poate mântuirea. The Cleveland Plain Dealer. Mai departe, ia să vedem, cu ce carte mai rupem. să vedem ce carte mai rupem, ok. Mai departe, am niște cărți pe care le-am luat fiind la o reducere foarte mare. Și o să las piesa de rezistență la sfârșit, pentru că sunt cea mai încântată de cartea aia. Am mai întâi Evie Drake, O ia de la capăt. Să fiu sinceră, la cartea asta mi-a atras atenția coperta. E foarte frumoșică și tare veselă, dar titlul nu sugerează neapărat asta. Nu știu, vom vedea imediat despre ce este, pentru că nu am citit pe spate. Are și ea în jur de 300 de pagini și este bestseller New York Times. Evelyn, Evie Drake și-a pierdut soțul și nu mai iese din casă decât pentru micul dejun împreună cu prietenul ei cel mai bun, Andy. Dean Tenney, un fost jucător de baseball și prietenul din copilăria lui Andy, nu mai poate arunca bine mingea și începe să fie tot mai agasat de presa de scandal. Câteva luni petrecute într-un orășel din Maine, la invitația prietenului său, soluția perfectă ca să-și limpezească mintea. Când Dean se mută în micul apartament din spatele casei lui Evie, cei doi fac un pact. El nu întreabă de soțul ei care a murit, iar Evie nu întreabă de cariera lui care e pe ducă. Dar regulile sunt făcute ca să fie încălcate și o prietenie neașteptată se transformă pe nesimțit în altceva. Exact cum trebuie să fie o comedie romantică, isteață, autentică și puțin complicată, People. Super, deci e o carte frumoasă, în sensul că nu o să plâng la ea, gen, din motive rele. Dragostea apare mereu pe neașteptate, uneori chiar după ce ai pierdut totul. Mai departe, am o altă carte pe care am luat-o tot așa, pentru că avea o reducere foarte mare, asta mi sper că a fost 5 lei. Și următoarea 10. Mai departe, am acest roman, care cred că este fantasy, din câte țin minte. Se numește Nocturna și este scrisă de Maya Motein, cred că scrie, nu prea văd. Știți cu lumina mea cum este, dar arată foarte bine. Scrie aici o hoață fără chip, un prinț fără viitor, un pericol fără stabilă. Și are 473 de pagini. Este locul 1 în topul bestsellerurilor și The Sunday Times și avem aici tot așa o părere și sinopsisul pe care o să vi-l arăt. Că este din colecția Young Adult. Nu cred că mai am alte cărți de la nimeni din colecția asta. Pentru fiind voi, tânăra care trăiește din furtișaguri, magia nu poate însemna decât fie un mod de a amenința pe cei pe care nu-i suportă, fie unul de a se deghiza cu ușurință. Când se confruntă cu un personaj malefic și influent, trebuie să accepte o misiune periculoasă. Să fure legendara comoară din palatul regal al castalanului sau să-și piardă magia pentru totdeauna. Pentru prințul Alfer, puterea sa de Bruxo reprezintă o posibilă evadare. El ar trebui să urce pe tron, pentru că fratele lui mai mare a fost ucis, dar nu crede că se va ridica vreodată la înălțimea acestuia. Când destinele lui Finn și Alfie se intersectează, cei doi dezlănțuie din greșeală o putere străveche și teribilă care ar putea distruge întreaga lume. Pentru a o înfrânge, vor fi siliță și înfrunte cele mai întunecate taine. Nocturna este o aventură palpitantă, plină de magie, creativă și doldora de viață, cu o personaje care m-au fermecat din prima clipă când am apărut în pagină. Dacă vreți să fiți captivați de o poveste bine scrisă, atunci trebuie să o alegeți. Margaret Rogerson, autoare de bestseller-ul New York Times. Sună interesant, știți că eu puțin fug de fantasy-uri, dar chiar sună foarte bine. La asta am citit sinopsisul pentru că nu eram sigură după copertă cam ce gen de carte ar fi și de asta a trebuit să citesc. Și ultima carte din colet, o să dau cutia deoparte, este și precomandă, de fapt, a venit la precomandă și anume Îți place mai întunecat, de Stephen King. Este o carte cu povestiri și arată superb, deci ador autorul ăsta din suflet, dar în ultima vreme chiar m-am mai apucat să citesc nimic de la el, fiind atât de stresată și având atâtea lucruri de făcut și, mă rog, abia aștept să scap. Chiar n-am mai apucat să citesc pentru că m-am axat pe niște lecturi mai ușoare, dar cred curând o să fiu din nou liberă și abia aștept să citesc Stephen King vara asta pentru că, credeți-mă, merită. Cam așa arată, cum spuneam, și e grosuță, are în jur de 560 de pagini. Și o să citim și sinopsisul, care de fapt, nu știu dacă e chiar un sinopsis propriu zis. Sunt curioasă dacă scrie aici câte povestiri sau ceva.
Poate scrie pe spate, hai să vedem. Stephen King, legendarul povestitor și maestru al prozei scurte, ne oferă o extraordinară colecție formată din 12 povestiri, multe dintre ele nepublicate până acum și unele dintre cele mai bune pe care le-a scris vreodată. Vă place mai întunecat? Ce bine! Și mie la fel! Scrie Stephen King în postfața acestui volum de 12 povestiri care explorează partea mai întunecată a vieții, atât metaforic cât și literal. King a fost timp de jumătate de secol un maestru al genului, iar aceste povestiri despre soartă, moarte, noroc și faldurile realității unde, pe ascuns, se poate întâmpla orice, sunt la fel de complexe și captivante ca și romanele sale. Ele sunt, deopotrivă, lecturi fascinante și bogate în teme profunde. King scrie pentru a simți bucuria de a lăsa în urmă viața de zi cu zi, iar în Îți place mai întunecat, cititorii vor simți și această bucurie, pagină cu pagină. Talentul lui King de a ne surprinde, de a ne fascina și de a ne inspira atât groază cât și alinare, rămâne de neegalat. Fiecare dintre aceste povestiri ascunde propriile emoții, bucurii și mistere. Fiecare dintre ele este emblematică. Îți place mai întunecat? De asta vei avea parte. Chiar sună foarte, foarte bine și sunt extrem de curioasă de ele. Vă spun sincer că n-am mai citit până acum o carte de la Stephen King cu povestiri și le-am pe toate, dar nu știu, nu m-am încumetat. Mi se pare un pic așa... Mi se pare mai dificil de citit o carte cu povestiri din simplu fapt că după aceea când faci recenzie e puțin mai greu să, nu știu, îți vină ideile și să prinzi de fapt elementele din fiecare povestire și cum am fugit de chestia asta pentru că știu cât de mult iubesc modul de scriere a lui Stephen King și felul în care el conturează personajele, de aceea mi s-a părut cumva că dacă aș începe o carte de povestiri m-aș atașa cumva de fiecare personaj în parte din fiecare povestire și totuși nu ar fi un roman pentru fiecare și m-aș simți așa lăsată în vânt, dar vom vedea, bănuiesc, și poate că toate au un început. Cam acestea a fost videoclipul și cam acestea a fost criticele. Dacă v-a plăcut, uitați-mi un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, spor la citit!